Bă, băiatule, ce a scăzut Ethereum ăsta, bă, băiatule. Ce, mă? Scuze, mă gândeam acum că știi că sunt gândurat tare de când cu investiții, cu grafici, cu astea, cu analize. La grafice? Singurele grafice la care te pricep tu sunt revistele pornografice. Ce glume asta, mă, George, mă? Mă, tu ești băiat, mă, dar îmi pare rău pentru tine că nu vrei să evoluezi așa, n-ai tu dorința aia să-ți depășești condiții. Bă, e greu, mă, greu când n-ai dorința aia de mai mult. Tu ai dorință de mai mult? Poate când te duci la șaurmerie și ceri mai mult sos și ăla spune. Și când zici să evoluezi, să-ți depășești condiția, te referi la că ai trecut de la o șaurma mare la două mici. Te văd eu cu miștourile astea peste 10 ani când tot sărac ai să rămâi. Ce sărac, mă, Sirghică? Eu, spre deosebire de alții, nu dau nume tu, am un loc de muncă, am un venit constant, am un trai decent. Deci ești ok cu banii? Dar nu ești foarte ok cu bani, nu ești cel mai ok. Și din salariul ăla pe care îl ai, cât investești înapoi? Cât se poate, puțin acolo, cât îmi permit, nu aia, dar nu înțeleg ce te-a apucat. Adică nu ne-am mai văzut, eu sunt alt om. Am înțeles, am trecut printr-o transformare totală, am înțeles valoarea unei investiții sănătoase, valoarea în dezvoltarea mea personală ca om. Aha, și noi nu ne-am mai văzut de mult, tare, cred că de săptămâna trecută când mi-ai cerut 20 de lei, te-ai schimbat adevărul, că până acum nu mi-ai cerut niciun ban. Că săptămâna trecută erai, îmi dai 20 de lei, îi bag într-un bilet, mă îmbogățesc. Chiar pare acum că ești alt om. Acum nu mai fac de asta, nu mai investesc în scopuri de astea scurte. Acum investesc doar pe termen lung. Acum bag în criptomonede. Și care e scopul investițiilor astea? Ei, care? Să-i dublez, îmi iau BMW. Păi, și n-ai zis tu că e investiție pe termen lung? Dar eu când zic lung, mă refer nu la termen, cât la model. Ai văzut ce bot lung are seria 7? Dar de când ai devenit tu așa investitor, că nu te știam genul? Stai seama că am studiat piața, m-am documentat, am anunțit, am calculat, m-am uitat documentare, am... La ce te-ai uitat? Păi am văzut un video pe TikTok cu unul care explica simplu. Bagi 4 milioane, în 3 zile ți-i dublezi și ai 8 milioane. Și după logica asta m-am gândit. Împrumut 10.000 de euro, îi bag în criptomonede, fac 20.000 de euro, i-am dublat, după aia mai bag o dată, fac 40.000 de euro și după aia îmi iau BMW. Mai Serghei, dar acolo pe TikTok unde te uiți tu, nu ți apar și clipuri în care să-ți spună că piața e volatilă, că poți să pierzi tot ce ai băgat, că nu investi niciodată ceea ce nu-ți permis să pierzi? Păi da, eu îmi permis să pierd, că am 20.000, chiar 40.000 de euro. N-ai 20.000, tu ai 10.000, dar nici pe aia nu iei, că vrei să-i împrumuți. George, eu nu pot să trăiesc așa ca tine. Asta ce zici tu, când ai, când... Astea-s decizii limitatoare. Nu așa trăiești viața. Cum am citit eu și în cartea lui Dale Carnegie, bă, nu riști, nu câștigi. Sigur nu era cartea lui Nuțu? George, mai discutăm peste câțiva ani de zile. Când ai să încerci tu câteva mii de euro, că nu știu ce probleme ai și nu descurci, când ai vrut să investești când ți-am zis eu și n-ai devenit antreprenor de succes ca mine. Auzi, domnul antrenor, nu vă spărați că vă întreb, dar chiria v-ați plătit-o luna asta? Chiria e o convenție, George. E un concept inventat de oameni. Și criptomoneda e un produs al naturii. Când plouă să face, crește sau cum. Dar lasă asta, nu contează. Apropo de împrumut, ai să-mi dai 30 de lei până săptămâna viitoare? Păi cum să-ți dai acum ție 30 de lei? Păi nu era antrenor din ăla, acum ai nevoie să te ajut sau cum e asta? Am băgat toți banii într-o criptomonedă nouă și aștept să crească până săptămâna viitoare. A, dracu, monedă, cum cresc ele așa de la săptămână la alta, nici nu te aștepți. Păi bine, eu îți dau, dar tu nu mi-ai dat înapoi nici pe alții. Eu când îmi văd banii? George, cum să-ți explic? Peste câțiva ani de zile, când tu o să fii sărac și o mare om, tu ai să încerci câteva sute de euro când o să ai. Și atunci o să-ți dau 2-3 mii. De ce? Pentru că în timpul ăsta, eu tot mă împrumut de la tine și tot se adună acolo într-un portofoliu. Și la un moment dat bubuie, crește. Practic, tu acum investești în datoria mea. Datoria mea e investiția ta. Bine, mă, stau. Auzi, știi ce? Dă 50 că se adună la portofoliu.